Scumpii mei copii, să știți că obiceiurile de Crăciun, de anul nou, se trag din buni străbuni, încă de pe când străbunelul meu era copil. Moș Crăciun venea în fiecare noapte, iar în seara de ajun păteau la ușă colindătorii. Ne colindau, ne urau și urau gazdelor tot ce e mai bun și e mai sfânt pe lumea asta. Voi știți cine sunt colindătorii? Ia, ascultați, că ne pare că ne bate cineva la poartă. Ascult toții, îl slăvim, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. Pe Dumnezeu să-L mărim, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. De oameni e așteptatul, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. Ca un mare împăratul, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. La poartă e împinatul, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. Toți Osana i-au cântat-o, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. Pruncii cu stâlpări în mână, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. Cântă cu toții împreună, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. Osana dintr-o înălțime, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. O Hristos împărat vine, o minune, Lerule Doamne, o minune, Lerule Doamne. Să vă fie de bine cu nașterea Domnului la anul și la mulți ani. Mulțumim. Primiți bunica Domnului și să închinați din sângele Domnului. Vă mulțumesc să vă trăiască copiii. Și să vă fie de bine în anul nou. La mulți ani.